După ce marți, 8 unități școlare din județul Sibiu au trecut în scenariu 2, respectiv cel care presupune suspendarea cursurilor față în față, de miercuri, alte 4 școli și licee trec la învățământ online. Este vorba de Școala Gimnazială Regele Ferdinand, Liceul Teoretic Constantin Noica și structura Liceului Teoretic Baptist Bretania, ciclurile gimnazial și liceal și Liceul Teologic Independența. Drumul care va lega cartierele Strand și Turnișor ar trebui să fie finalizat undeva după luna februarie a anului viitor. Dar dacă vremea va fi bună și constructorul va putea lucra în continuare, lucrările ar putea fi gata mai devreme. Asta dacă judecăm după stadiul în care se află acum. În câteva zile va începe asfaltarea. Nemulțumirile curg pe bandă rulantă în cartierul Gușterița din Sibiu. Nici bine nu s-au terminat lucrările pe strada podului, că oamenii care locuiesc în zonă au sesizat o serie de nereguli. De la locuri de parcare inexistente, la limitatoare de viteză de care ar fi nevoie și până la treceri de pietoni pe care mămicile cu copii în cărucioare și persoane aflate în scaune cu rotile nu le pot folosi. Toate sunt lucruri pe care sibienii le-au punctat într-o sesizare adresată primăriei. Aceștia cer municipalității să se deplaseze în teren pentru a discuta cu oamenii și mai ales pentru a le asculta părerile. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.